Deci, pentru ce am venit astăzi aici, revenind la ce a spus Paul, este să vorbim despre neprihănire. Acum, eu mă numesc Claudiu, el se numește Ion, Paul, el e Paul, îi spun eu Ion, că îmi place așa numele ăsta. Fii cu minte. Fii cu minte. Și suntem parte din voi, suntem una cu voi. Suntem absolut una cu voi. Hristos este una cu mine. Nu este una cu toate gunoaiele care încă sunt acolo. Și în gândirea mea, care nu e una cu alea. Dar e una cu mine și curățăm toate gunoaiele care mi-au rămas. Are sens? Oh, Hristos e una cu tine. Uite ce gafă ai făcut. Nu, gafă e n-ar nimic de a face cu Hristos. El e una cu mine. Că oamenii se gândesc că dacă e una cu tine, de ce ai făcut gafa aia? Hristos nu face gafe? Îi una cu mine, dar gafa aia trebuie curățată, să lucrează un proces în sufletul meu care e voință, sentimente și minte, gândire, se lucrează. Sufletul meu este adoptat în familie, în fiat. În fiat înseamnă că l-a luat din altă familie și a dus la mine în familie. Am fost sub stăpânirea celui rău și m-a strămutat în împărăția slavei lui. M-a luat în familia lui. Sufletul meu este înfiat. Dar eu sunt născut din Dumnezeu. Îi una să ai un copil născut din tine și alta să-l înfiezi. Când e născut din tine, e născut din tine. Că el nu vrea să fie și nu se consideră copilul tău, asta nu face să nu mai fie copilul tău. Tot copilul tău e. Știți cum zic oamenii? Noi suntem copii de Dumnezeu. Toată lumea știe. Noi suntem copii de Dumnezeu. Noi suntem fii de Dumnezeu. Eu n-am văzut pe niciun om să meargă pe malul apei, să facă un castel de nisip, o artă, să super fain castelul și să zic că ăsta e fiul meu. Vă ați văzut pe cineva să facă așa ceva? Nu. Se mai zice. Dar nu, ăla e fiul lui. Creația mâinilor mele nu e fiul meu. Ce e născut din mine e fiul meu. Ne spune că am fost născuți din nou din el. Oricine l-a primit, are dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu născut. Nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Deci născut din Dumnezeu. Na, ăla suntem noi. Suntem duhuri născute din El. Sufletul nostru cu emoții, sentimente și voință și gândire, aia-i treaba. Sufletul nostru, care arată ca noi numai mult mai fain, sufletul nostru e adoptat și la asta se lucrează. Dar cine suntem noi real? Noi suntem duhuri născute din El. Se lucrează la sufletul nostru și avem cortul ăsta pentru pământ. Pentru că nu poți să apare o lumină super mare și puternică și faină, că s-ar speria toți pământenii de tine. De asta și Iisus avea un trup, ca să nu se sperie oamenii de El. Au venit în trup, ca să ne poată vorbi pe limba noastră, dar pe muntele schimbării la față s-a arătat real cine era El. Și le-a zis să nu vorbiți despre asta, că nu-i timp încă. Au fost numai 3 din 12 ucenici, care au fost 12 din toate mulțimile alea. Ajungem și la aia. No, bun. Deci noi pentru ce am venit astăzi? O să avem un pic o scurtă lecție despre neprihănire și ce înseamnă neprihănirea. Și la sfârșit o să mergem la întrebări. Faza este că motivul pentru care nu mergem la întrebări din timp este că se taie firul și multe din întrebările care le aveți o să fie răspunse până la sfârșitul lecției, sigur. Și vă rog să vă notați întrebările și să le puneți la sfârșit dacă sunteți ok cu asta, bine? Amin. Amina lui e Coca-Cola. Bun. Perfect. Mă, că ți-l țin eu. Știu. Te-am simțit. Așa. Ați primit o foaie. Pune-l pe tine. Ia, după aceea trebuie să-l tot iau să-l pun. Stai, să nu te îngrijora, că îți vorbesc în piept. Când vorbește Paul, stai așa. Stau așa. Bine. Poate se rezolvă. Nu, că... Dau un pic mai jos ca să... Nu, stau așa. Să ne prindă pe oameni. Așa, să te ating. Hai, dă-i uite. Da, bun. Ați primit o foaie și ce s-a întâmplat pe foaia asta? Am mers într-o zi, am trecut prin toată Scriptura, oriunde apare neprihănit, neprihănire, neprihănițile, neprihănitule, neprihăniților, am făcut o căutare după neprih, care prinde toate combinațiile de toate cuvintele de neprihănit.
Ce știm noi, ce am înțeles noi de la biserică, din ce ne-au spus unii și alții, că neprihănit înseamnă fără prihană, adică fără pată, ceea ce nu-i exact real. Neprihănit, am pus cuvintele din greacă, câteva doar din ele. Sunt mult mai multe. Neprihănit nu înseamnă deloc fără prihană și fără pată, cum ne gândim noi. Că sunt multe versete în Biblie, celor neprihăniți le merge bine. Domnul îi acoperă cu slava Lui. Domnul găsește plăcerea. Domnul nu știu ce în ei. În cei neprihăniți ne gândeam, o, frate, odată când vom ajunge și noi acolo, când vom fi așa la sfârșitul alergării noastre, poate să ajungem neprihăniți. Dacă era pentru asta, nu ne scria în Biblie timpurile astea. Au loc de rământuri. Auzi, poți să rogi chiar? Nu, chiar întreabă. Nu te spune că rugăm noi frumos să bată cam de acum în 3 ore. Nu. Vă rog să mergeți la ei fără pistoale, fără cuțite și fără alte chestii. Ok. Neprihănit nu înseamnă ce gândeam noi dinainte, o, când o să ajungem o dată în cer. Dacă era pentru când ajungem o dată în cer, nu ne dădea Scriptura acum, ne dădea când muream. Ok? Deci neodată pentru acum înseamnă că versetele ni se aplică nouă. Așa. Și neprihănit am pus câteva cuvinte aici. Nu o să le pronunț, că abia vorbesc românește. Să mai zic și bulgar asta, deci. Așa. Toată ideea este că este o stare plăcută, o stare după voia lui Dumnezeu. Starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii Lui, scrie într-un psalm. Acela va primi starea după voia Lui. De starea plăcută, vă dau un exemplu la Avram. Avram n-a făcut nimica bun ca să zică Dumnezeu, nu, acum te-ai curățit de toate, nu, ești neprihănit. Nu! I-a făcut o promisiune de 25 de ani că o să aibă un copil din nevastă sa, nu din roabă, cum au făcut ei combinări de înlote câte capa. Și așteaptă mulți ani și vine Dumnezeu și spune cu o altă promisiune, după ce au avut multe promisiuni, îl scoate afară, arată toate stele cerului și întreabă și spune, uite, așa va fi sămânța ta. Ce vreau să zice? Că a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. A zis ok. N-a văzut nimic practic, până atunci femeia nu a rămas însărcinată deloc. Nimic. Nici o undă că ar fi așa cum spune Dumnezeu, dar Avram l-a crezut pe cuvânt. Nimic pe teren practic din ce a zis Dumnezeu cu gura. Și Avram l-a crezut pe cuvânt. Și Dumnezeu zice, pentru că mă crezi pe cuvânt, ești neprihănit. Ești într-o stare plăcută mie. Acum se vedeți fază. Avram minte de 2 ori cu privire la soția lui. Prima oară s-a întâmplat un pic mai grav, că faraonul a apucat un pic să facă ceva cu ea. Al doilea împărat care a luat-o nu a apucat să facă mare lucru, că Dumnezeu s-a arătat în vis și a oprit treaba. Dar prima tură, da? Avram minte că nu-i sora lui, că nu-i soția lui, că e sora lui. Ăștia o iau și acum eu mă gândeam că Dumnezeu, dacă neprihănit înseamnă că trebuie să fii curat, trebuia să-i spună la Avram, vezi, plătești consecințele. Asta e consecința păcatului tău. Tu ai mințit? Uite ce se întâmplă. Ți-o lua nevasta și uite ce se întâmplă cu ea. Avram, Dumnezeu nu se duce deloc la Avram. Dumnezeu se duce la ăștia, la alți și le face ravage acolo. Păi stai un pic, că nu ești drept. Dumnezeu zice, nu, ăsta e plăcut înaintea mea. Dar au mințit. Nu, ăsta e plăcut înaintea mea. Eu am zis că e plăcut înaintea mea. Păi dar au mințit. Ce contează? E plăcut înaintea mea. A făcut gafe și ce contează? E plăcut înaintea mea. E un cuvânt greu. Se ia de faraon și face rău. Și spune, dă nevasta înapoi, că de noi vai de capul vostru. Și lovește pe ea de numan și ăștia vin cu bogății și cu daruri și împing pe ăștia afară din țară. Încă o dată, la ceva timp, la câțiva ani, Avram iar minte. E sora mea. Acum un alt împărat o ia. Bine, ăsta nu a apucat să facă mare lucru, care un vis și spune Dumnezeu, dă femeia înapoi, că tot ce ai va muri de nou. Tot ce ai va muri de nou. Și acum mă gândeam că se duce la Avram și spune, băi, a doua oară, în ce acum nu ți-ai învățat lecția? Nimic. Nu se lea de Avram deloc. Avram a mințit a doua oară. Și plătea consecințele. Și Dumnezeu se duce tot la ea și le dă în cap. Pentru Avram, care era neprihănit înaintea lui. Neprihănire nu înseamnă perfect curat. Neprihănire, cum înțelegeam noi dinainte, fără prihană, neprihănit înseamnă starea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui.
Asta înseamnă, de asta am pus versetele, cuvintele astea din greacă aici. Na bun. Când Iisus aduce aminte de Avram, Pavel aduce aminte de Avram, când vorbește de neprihănire și spune, fiii lui vasă cu voi. Dacă mergeți pe aceeași gândire care îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, ești considerat neprihănit. Na bun, acum mergem prin câteva versete să vedeți ceva fain. Că spune că Iisus s-a făcut păcat pentru noi, a fost făcut păcat pentru noi ca eu să fiu făcut neprihănirea lui Dumnezeu. Acolo nu-i condiție că stai să vezi dacă nu știu ce. Nu. E treaba în trecut, e rezolvată. Iisus a fost făcut păcat, nu va fi depinzând de ce fac eu. Nu asta. Zice că a fost făcut păcat ca eu să fiu neprihănirea lui Dumnezeu. Acum, ori de câte ori găsesc versete despre neprihănit în Biblie, automat mă pun pe mine. Încep să citesc practic. Dau un exemplu. Cel neprihănit, punctul 2, suntem la punctul 2. Acum, Psalmul 5 cu 12. Psalmul 5 cu 12 spune așa. Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Am pus doar referințele pentru că am găsit prea multe referințe cu privire la cei neprihăniți în Scriptură și am pus referințele. Cred că am prins cam toată Scriptura acolo. De aveți așa multe referințe pe toată pagina, pe toată foaia. Dar Psalmul 5 cu 12, un exemplu. Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Acum nu mai citesc cel neprihănit. Acum înțeleg că eu sunt cel neprihănit. Căci Tu mă binecuvântezi pe mine, Doamne, că eu sunt cel neprihănit și mă înconjor cu bunăvoința Ta, cum m-ai înconjura cu un scut. Încep să citesc practic Scriptura. Luăm un alt exemplu. Au parte de bunătatea Domnului, Psalmul 33 cu 5. Hai să vedem ce zice 33 cu 5. Unde o fi? Bună întrebare. Nu, dar la mine, am pus pe foile astea, mi-am pus Scriptura exact desfășurată ca să văd, ca să nu... N-am putut să-mi iau Biblia mea, că era prea mare și am venit doar cu un bagaj de mână din state. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. El iubește dreptatea și neprihănirea. El mă iubește pe mine că sunt neprihănit. Bunătatea Domnului umple pământul. Citesc practic. Hai să luăm un verset. Uite aici. Se bucură salte de bucurie și nu mai pot de veselie. Psalmul 68 cu 3. Era fain dacă aveam niște notițe să nu mă uit așa repede. Da, ce se face? La toți nu-i greu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Ce scump e fiți asta? Și acum citesc. Dar eu mă bucur, salt de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Încep să mă pun pe mine că eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu. Știți că spune Iisus acolo, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Caut împărăția lui Dumnezeu și pe aia caut să văd care e treaba cu mine. Că eu sunt neprihănirea lui Dumnezeu, nu așa spune? Caut să văd împărăția lui Dumnezeu și după aia să văd care e treaba cu mine. Cine sunt eu? La cât e ceasul cu mine? Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Cine e neprihănirea lui acum? Noi. Tatăl vrea ca să știm cine suntem și la cât e ceasul. De asta vorbim. Da, bun. Am pus o grămadă de chestii aici. La punctul 2, o să sar la punctul 3. Vedeți că am prins viteză, nu? Yeah, mai avem două puncte și suntem pe 3. Când și cum am fost făcuți neprihăniți? Am fost făcuți, nu ne-am făcut. Pavel spune într-un loc, apare și ăla pe undeva pe aici. Nu caut să am o neprihănire a mea pe care o dă legea, ci neprihănirea pe care o dă El prin credință. Că oamenii au neprihănirea lor. Știți că scrie undeva în Eclesiast. Am văzut încă o deșertăciune în lume sau ceva de genul ăsta. Am văzut că cel neprihănit piere în neprihănirea lui. Știți versetul ăla? Da. Nu zice că pierde neprihănirea Domnului. În al lui pierde. Eu am făcut ce trebuie, eu scurat, de aia scurat înaintea Domnului. Du-te, mă. Am văzut asta, că mulți au pierit așa. Au fost curat, frate, cum de Domnul și... Mai pun și pe Domnul că l-a lovit. Nu a fost Domnul, a fost diavolul. Dar nu, oamenii nu fac diferență. Uite, mă, a fost un om curat și uite ce s-a întâmplat cu el. Am văzut încă o deșertăciune, că cel neprihănit pierde neprihănirea lui.
nu na Domnului. Noi nu avem neprihănirea noastră. Neprihănirea noastră e când eu fac ce trebuie, umblu cum trebuie, fac tot ce zice Scriptura, și atunci, da, Domnul e dator mie să-mi facă nu știu ce. În Biblie nu se vorbește de așa ceva. Nu pentru asta a venit Iisus. Că dacă era treaba asta, nu mai trebuia să moară, că asta era dinainte. 4.000 de ani a fost o situație asta. Faci ce trebuie, ești binecuvântat. Nu faci ce trebuie, pa. No, bun. O să citim ceva Scriptură și o să începem cu... hai să începem cu... cu Romani 1, 16-17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, nu care și-o câștigă omul. O dă Dumnezeu, cu oamenii încercat să și-o câștige și n-a reușit unul. De aia spune că ochii Domnului se peste tot pământul, caută pe unul să facă bine și nu găsește nici pe unul măcar. Știți aia, nu? În 4.000 de ani nu găsit pe nu, nici unul măcar. Era un blestem în lege. Un blestem în lege. Și de-aia spune că ne-a izbăvit de sub blestemul legii. Păi cum am crezut că Dumnezeu dă legea? Cum e blestem? Yeah. Era un blestem în lege. Și spune așa. Că dacă cel neprihănit se abate din neprihănirea lui, toată neprihănirea lui va fi uitată, a făcut ce este rău, va muri. Păi stai un pic, că s-a chinuit la omul ăla 20 de ani. Și acum a făcut și el o gafă și acum tai toți ea 20 de ani de chinuială? Yeah. Ăla era blestemul legii. Dacă cel neprihănit face neprihănire și se abate din neprihănirea lui, toată neprihănirea lui va fi uitată. Știți că scrie în Ieremia, nu? A făcut ce este rău, va muri. Și invers. Și invers. Dacă a făcut ce rău, se întoarce, va trăi din cauza că s-a întors. Și va fi uitat ce a făcut rău. Dar era blestemul ăsta la altul. Care cel mai des era primul care se aplica la oameni. Pentru că exact cum facem noi și postim două săptămâni și ne chinuim să fim plăcuți Domnului, nu știu ce, îmi taie unul calea cu mașina și zic, bă, și mi iese porumbelul. A, și s-o tăiat alea două săptămâni dinainte de chinuială, de post și rugăciune, pentru o prostie care mi-a ieșit pe gură acum la nervi. Unde m-a prins diavolul. Și era un blestem al legii. Și zapisul cu poruncile ne stătea împotrivă, zapisul, legea cu toate alea, 613 plus 10 porunci. El l-a luat și l-a țintuit pe lemn. L-a omorât, pentru că ne stătea împotrivă. Și acum ne dă el o neprihănire, fără să ne mai lasă pe noi să o câștigăm. Na bun, o citim un alt verset. Deoarece în ea, Evanghelia lui Hristos, Evanghelia înseamnă vestea bună. Știți că Evanghelia înseamnă vestea bună, nu? Nu vestea rea. Eu când propovădesc Evanghelia cuiva și dau vestea rea că trebuie să se chinuie mai tare de cum s-o chinuie până acum, l-am omorât. Știți că slova omoară? Dar Duhul dă viață. Păi frate, uite ce scrie aici. Uite ce scrie aici. Și dacă nu vine Duhul cu cuvântul ăla și vine diavolul, îți ia țestosul. Îți ia capul. Că diavolul numai asta face. Fură, junghe și prăpădește. De ei bate pe foarte mulți pocăiți, pentru că vine cu Scriptura și bate. La Iisus a venit cu Scriptură și nu a scos nimica din context. Și Iisus nici nu a ascultat. Păi cum, n-a scos de Scriptură? Nu. Cine a venit cu Scriptura? Diavolul, nu-l ascult. Iisus i-a dat altă Scriptură. Și pe oameni învață să împarți drept cuvântul Domnului. De ce învață să împarți drept? În orice verset îl dai la oricine oricum. Că poți să-l omori. Cu Scriptura poți să omori, poți să rănești, poți să judeci, poți să lovești, sau poți să dai viață. Dacă nu vine Duhul Sfânt cu Scriptura, nu-ți dă viață. Dacă vine cel rău, să vezi ce condamnat și acuzat și nu te mai poți ridica de la pământ și vai de capul tău și poate să îndure Dumnezeu într-o zi și să sperăm că nu-s chiar pierdut de tot. Și... Dar nu asta a fost Evanghelia, care e vestea bună, care a propus pe Iisus. Când spune, când va ajunge Evanghelia aceasta la marginile pământului? Nu altă Evanghelie. Evanghelia aceasta, vestea bună, că le spui la oameni ce valoare au și că sunt neprihăniți în Hristos. De ce insistăm așa mult? Pentru că o să înțelegeți un pic mai încolo. Dau un exemplu. 31 de ani jumate m-am chinuit să plac Domnului și
cei mai mulți pocăiți, ca să nu zic un procentaj de 95%, poate mai bine, sunt foarte sinceri. Și ortodoxi, și catolici, și orice vrem noi. Sunt foarte sinceri și caută pe Dumnezeu. Cum știu ei? Dumnezeu apreciază foarte mult aia. Și sunt sinceri și caută și vor. Eu am fost foarte sincer. Am făcut foarte multe prostii începând de, pe la vârsta de 6 ani, așa. Și am făcut prostii grave, cum am tot spus. Fumatul și băutură erau pistole cu apă pe lângă ce am făcut. Și nu dau detalii, oamenii mă întreabă ce ai făcut. Nu-ți ajută la nimic, ca să știi. Asta înseamnă să arăți cu creierul de celui rău. Ia. Nu ajută la nimic, ca să știi. Unul zice, au, păi n-am făcut atâtea prostii. Nu, numai atât, că ai trăit în minciună și tot timpul te scapă sau nu poți să ierți de atâția ani sau ai pe cineva la inimă și să nu poți să te împaci cu maică ta sau eu n-am făcut prostiile că le-ai făcut. Nu e neapărat. Nu trebuie să faci prostii mari. Tot acolo ești, tot îngăleată ești. Nu, bun. Și m-am chinuit să plac Domnului, să fiu plăcut Domnului și am făcut ce trebuie și am citit Biblia foarte mult. Am citit, aveam zile când eram 8 ore pe genunchi. Citeam și mă rugam, citeam și mă rugam. Am citit Biblia de-am rupt-o, am postit și m-am rugat, posteam 3 zile pe săptămână la un moment dat. M-am rugat, despărgeam, deci mă rugam, aveam o listă de rugăciune, o foaie A4 scris super mărunt și a trebuit să intru și pe alte foi, că nu-mi încăpea. Câte, ca să nu mai zic că vreo 3 sfert din toată foaia, erau numai prostile care erau la mine, trebuiau reparate. Vreau să mă luam și de asta, vreau să mă luam și de asta, vreau să mă luam. Scriam codificat ca să nu-mi prindă cineva foaia să se prindă la câte ceasul. Dar oricând mi-aduceam aminte de alt păcat care l-am făcut și am făcut atâtea prostii și mi-aduceam aminte de fiecare dată când mă puneam pe genunchi, mi-aduceam aminte încă o dată de păcate care le-am făcut și încă o dată. Și încă o dată. În Evrei 10 explică. Tocmai prin aceste jertfe îți aduce aminte iar de păcat și ai o conștiință de păcate și asta nu e ce vrea Tatăl. Dar o să ajungem și la versetele. Nu, bun. Dacă simți nevoia să intervii. Dar bătaie? Nu, bun. Deoarece în ea, în Evanghelia asta bună, vestea bună, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Nu care și-o câștigă omul. O dă Dumnezeu. O vrei? Ia! Yeah. Stele cerului, așa va fi sămânța ta. Ia! Yeah. O dă Dumnezeu prin credința care duce la credință, după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu prin fapte. Prin credință. Nu, bun. După aia mergem la Romani 3, de la 20 la 28. Și aici începe să spună mai pe față, așa. Atâta Scriptura am găsit, nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred. Știam multe locuri din Scriptură cu neprihănit, dar când ne-am pus să punem ăsta împreună 16 ore, o luat toată treaba, că am mers prin fiecare verset care l-am găsit despre neprihănire. Nu am putut să le punem chiar toate, dar cred că am pus 90% aici, în foaia asta, cu trimiteri. E plină Scriptura de același lucru. Nu vine să cred cum de ani de zile m-am chinuit așa mult, în 31 de ani jumate să scap și n-am putut. Într-o noapte, Duhul Sfânt mi-a deschis ochii din Roman 3 și 4 și mi-a explicat versetele la rând. Nu s-a întâmplat niciodată aia. M-a explicat din Scriptură chestii, dar atunci l-a luat la rând. Și am înțeles că-s neprihănit, că e o stare care mi-o dă El și tot ce trebuie să fac e să spun da. Și în seara aia m-am hotărât să spun da. Am fost eliberat de toate chestiile care m-au apăsat de 31 de ani jumate. De minus 6, 20 și ceva de ani jumate. Că până la 6 ani am fost cu minte. Nu mai țin minte ce am făcut. Sigur am mințit, dar nu mai țin minte. Bun. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Acum hai să ne gândim. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Legii cu lume mare. Știți că în lege scrie să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți? Sunt chestii bune, să cinstești pe tată și pe mama ta. Și spune că nimeni nu va fi socotit prin faptele legii. Nu va fi socotit neprihănit. Păi eu nu fur, eu nu mint, eu nu prea cuzvesc, eu nu fac asta, nu fac asta. Și spune, înaintea lui n-ai cum așa. Păi cum? Că eu fac ce trebuie, îi scrie lege. Și spune, nu-i prin faptele legii, nu te mai chinui. Mergi bine, mergi bine, la un dat se întâmplă ceva, te dă peste cap și tot ia tot neprihănirea înainte și are sub blestemul legii. Iacov explică, dacă faci 9, te ții de 9 porunci și dai în bară în a 10-a, ești vinovat de călcarea la câte? La toate 10. Păi dar nu-i corect. E blestemul legii. Și el a venit ca să ridice blestemul legii, să ne scape de blestemul legii. Nu, bun. Deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. El o da legea ca să arate păcatul. Vă dau un exemplu. Dacă eu am probleme cu viteza și merg cu viteză foarte mare cu mașina, faptul că mie îmi pune limită de viteză de 50 pe drum nu mă scape pe mine de vitezomanie.
nu mă scapă de vitezomanie. Doar îmi spune, ai, pe aici trebuie să mergi cu 50 maxim. Eu merg cu 120 pe 50, nu contează. Nu mă scapă. Faptul că mi-a pus semn cu 50, nu mă scapă. Ce spune aici? Le-am dat legea doar să le arăt cum trebuie să meargă pe aici. Dar nu-i poate scăpa de problema lor de viteză. Înțelegeți? E foarte simplu cu legea, deci odată. Nu ca să-i scape, pentru că în Evrei 10 o să ajungem, spune că legea n-a făcut nimic de săvârșit. De săvârșit înseamnă că nu a reparat pe nimeni. Legea doar le arată. Indicatorul de pe drum nu te scapă pe tine, nici de faptul că mergi în zigzag pe drum, nici de faptul că mergi tot pe bordură, nici de faptul că mergi cu spatele în loc să mergi cu fața și nici de faptul că mergi cu viteză mare. Semnul ăla de pe drum doar îți arată cu cât trebuie să mergi pe acolo. Legea a fost dată doar să-ți arate cum ar trebui să mergi. Legea în sine nu are putere să te scape. Nu te scapă de prostii. Și oamenii vin încă o dată cu legea și îți bagă în cap tot lege și tot lege. Și eu cu părintele spune la copil, n-ai voie, nu mai fa asta. Și are impresia că dacă îi spune de 1000 de ori, ăla chiar se lasă de prostii. Crește mare și e nervos pe taică și pe maică și se duce tot contra. Cum a făcut și eu și cum fac și toată lumea. Pentru că legea nu scapă pe niciunul. E altceva care scapă. Și ajungem la treaba asta. Dar acum s-a arătat o neprihănire, nu s-a fabricat o neprihănire. S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Păi cum? Nu trebuie să ne lăsăm de ele? Neprihănirea nu ți-o dă prin faptul că te lași de ele. Ți-o dă fără lege. O să vedeți că în momentul când am realizat că-s neprihănit și că-s curat înaintea Lui și că-L mă vede curat și perfect înaintea Lui și îi place de mine exact cum sunt eu, s-au curățat toate gunoaielele. Într-o seară. Într-o seară. Cum? Toate cele vechi s-au dus. Bun. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Wow! Și ăștia prin care a venit legea și au venit cuvântul Domnului. Și ei mărturiseau, o să vină odată, o să vină, vedem de aici, mai departe, îl văd de acum. El a fost Balaam, încă era și vrăjitor. Și el zice, îl văd de acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare lui Israel. O să vină vremea. Când o să vină el atunci, ce fain! Noi ne chinuim de numai, dar uite, văd, ce fain o să fie pentru aia. Și acum, noi venim aici și diavolul a întors toată treaba ca să fie tot chinuială. Când Iisus a venit să rezolve chinuială. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Cum e ușoară? Când toată lumea se chinie. Înseamnă că ceva nu a înțeles. Care e jugul lui? Înseamnă că a luat alte juguri. Dar nu a lui. A lui e super ușor. De 2 ani jumate, când a fost scăpat de toate prostiile astea, nu mă chinui să-i fiu plăcut lui. Să nu fac prostii. Merg super lejer. Fără niciun fel de frică. Știu clar că-i sunt plăcut și că nu o să dau în bară. Și n-am dat-o. 2 ani jumate. 2 ani jumate. Pe lângă 31 de ani când m-am chinuit de numai și n-am avut nici măcar 2 săptămâni curate. Nici măcar 2. Niciodată în viața mea. În aia 31 de ani jumate. Acum de 2 ani jumate, perfect. E super fain. De ce venim așa cu buldozerul? Pentru că știm că e adevărat ce scrie aici. Da, bun. Revenim. Despre a mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. E dată de Dumnezeu, necâștigată de om. Și acum să vedeți o chestie faină. Nu este nicio deosebire. Căci, 23, versetul 23 din Roman 3. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ăștia toți care au păcătuit sunt lipsiți de slava Dumnezeu, versetul 24, și sunt socotiți neprihăniți. Păi ăștia toți care au păcătuit și nu au slava lui Dumnezeu. Ăștia sunt socotiți neprihăniți, fără plată. Nu trebuie să facă nimica. E fără plată. Nu trebuie să... Încă o dată. 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei fac păcate, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ca să facă plată, să plătească, trebuie să lase de păcate și să aibă slava Domnului peste ei. Și ce nu? Sunt socotiți fără plată. Neprihăniți. 24. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său. Prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Iisus a plătit. Cum a zis Paul, dacă eu mă duc și iau
un loan, îi spune în engleză, nu știu cum îi spune în română. Un împrumut bancar pentru casa mea. Și iau un împrumut de 200.000 de euro și îmi plătesc casa, am casa acum. Și în fiecare lună trebuie să dau o rată de 500 de euro, să zicem, da? Dacă merge prietenul meu, Paul, iubitul sufletului meu, dacă merge prietenul meu, Paul, e periculos să zici treaba asta în America, că am impresia că toți sunt pe invers. Dar tatăl ne numește iubiții sufletului lui. N-are suflet, în fine. Iisus, da, e. În fine. Și el merge la bancă și zice, pentru Claudiu, prietenul meu, vreau să plătesc ea 200 de mii. Și el scoate din buzunar cash, banghiață și dă 200 de mii de euro. Și banca îmi trimite mie o foaie și spune, bă, ești liber. Nu mai trebuie să ne trimiți nimic. O plăti prietenul tău, Paul, la bancă, tot împrumutul. Ești liber, e casa ta. Dacă eu luna viitoare trimit încă o rată la bancă, ceva nu e în regulă la mansarda mea. Dacă eu luna viitoare trimit rată la bancă, ceva nu e în regulă la mansarda mea. Dacă luna viitoare trimit rată, înseamnă că n-am crezut foaia care mi-a venit de la bancă. Și nu-l cred pe prietenul meu care a plătit și mi-a spus și la telefon, fratele meu, ești liber, am plătit tot pentru tine. Nu cred nici foaia, că mi-a lăsat cuvântul lui și nu-l cred nici pe el, că a pus Duhul lui în mine să ateste același lucru. A pus Duhul lui în mine ca să ateste același lucru, să dovedească, să mărturisească despre același lucru și mi-a lăsat și foaia de la bancă care spune Biblia. Uită-te, prin har, e plătit deja. Dacă eu încă trimit rată și mă gândesc, nu, man, eu trăiesc în casa asta, trebuie să-mi plătesc rata. Bă, cum se sună, ești profesor? E plătit. Îi plătit. No, bun, mergem mai departe. Revenim. Sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. O plătit El, Hristos Iisus. Nebun. Pe El, Dumnezeu, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie, prin credința în sângele Lui, să fie o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdării al Dumnezeu. Asta era înainte. Înainte trecea cu vederea. Aduceau jertfe, aduceau boi, capre, nu știu ce, capre nu. Nu cred. Țapi. Aduceau oi și așa mai departe, berbeci și așa, pentru păcatele lor și erau trecute cu vederea. O, să aici, dar le trecem cu vederea. Să acolo, dar le trecem cu vederea. Să acolo, da. Păcatele voastre stau necurmate înaintea mea. Știți versetele alea? Dar i-au adus o grămadă de jertfe pentru ele. Cum de stau necurmate înaintea lui? Erau trecute cu vederea doar. Erau acolo. El la Iisus nu s-a mai întâmplat treaba asta. Iisus le-a luat toate și le-a înghițit acolo pe cruce și le-a distrus. Acum nu mai sunt ca să le treacă cu vederea. Spa, sunt distruse. Dacă iei ceva și distrugi, dacă iau un scaun și-l ard în foc, nu ăsta că arde greu, ceva de lemn, și nu mai rămâne nimic de el, îmi mai fac probleme că s-ar putea să mă lovească cineva cu scaunul ăla? Încă o dată. Dacă iau un scaun de lemn, nu. Nu. Dacă iau o sabie de lemn foarte bine ascuțită și o ard în foc și o fac praf, nu mai este nimic din ea, îmi mai fac probleme că cineva s-ar putea să-mi taie capul cu sabia aia? Cum de pocăiții, majoritatea, pun atâta accent pe păcat când Iisus l-a distrus deja? Întreb eu. Cum deau conștiință de păcate și vorbesc toată ziua, asta e păcat, asta n-ai voia, asta e rău, asta n-ai voie, trebuie să te lași de asta, trebuie să te lași de asta. Cum de vorbesc așa de mult de ceva care Iisus o lua și o distrus? Toată legea Vechiului Testament a vorbit de păcat, de păcat, de păcat, de păcat, de păcat. Și vine Iisus și distruge toată treaba aia și acum pune altceva în loc. Înțelegeți ce șmecherii diavolului și ne... Ala am primit pe Domnul și e fain și ne duce cu mintea tot înapoi. La cele vechi. Așa. Pe el a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării lui Dumnezeu. Pentru că, asta a fost înainte, în vremea de acum, asta e de după Iisus, să-și arate neprihănirea lui în așa fel, hai să vedem cum arată neprihănirea lui.
Neprihănirea lui cum arată? Încât să fie neprihănit, el e neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Auzi cum arată neprihănirea lui? Că el e neprihănit și pe tine te vede tot neprihănit. Când tu nu te vezi neprihănit, tu nu înțelegi neprihănirea lui de nicio culoare. Când cineva nu se vede neprihănit, nu înțelege neprihănirea lui Dumnezeu de nicio culoare. Că neprihănirea lui Dumnezeu e în felul ăsta. El, Dumnezeu, e neprihănit și socotește pe păcătos neprihănit. Prin faptul că el crede în Iisus. Nu pe oricare care numai așa zice că... Da, mie nu-mi trebuie Iisus. Ăla nu-i socotit neprihănit. E doar prin sângele Domnului și prin jertfa Domnului. Că mai sunt unii care zic că nu, că toți sunt mântuiți. Fără sânge nu este iertare și nu este ispășire. Fără sângele lui nu este nici iertare, nici ispășire. Iisus îi spune la Nicodim, tuturor celor ce cred, dar celor ce nu cred au crezut și au trecut de la judecată, de la moarte la viață, dar cei ce n-au crezut sunt deja judecați. O, păi frate, tu spui, nu, ei sunt deja sub judecată, e singura lor șansă, e să creadă în sânge. Să creadă în ce-a făcut Iisus, ca să iasă de sub blestem. Dacă nu sunt toți sub blestem deja, oricum dă-i seama sau nu, ei sunt sub blestem. Ca să singura lor șansă să scape, asta-i. Mai citesc două versete și las pe fratele meu, Paul, frate. Pe Dumnezeu l-a rânduit așa, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totul să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Unde e pricina de laudă? Frate, eu m-am ținut curat, i-am făcut ce trebuie, trebuie să vină binecuvântarea peste casa mea. De ce nu-i binecuvântarea peste casa mea? Uite-te, trăiesc în sfințenie, trăiesc în curăție, stau atâta timp în post, mă rog, atâta. Nu există pricină de laudă, că nu-i ceva care fabrică omul. Prin ce fel de lege? A faptelor? Că el a făcut ce trebuie, trebuie să fie binecuvântat în familie. De ce nu-i binecuvântare peste casa lui? Nu? Că el se ceartă cu Dumnezeu, că de ce nu-i binecuvântare? Că el a făcut ce trebuie. Pentru că merge exact pe lângă adevăr și are impresia că vrea binecuvântarea adevărului când e pe lângă. El merge prin fapte și vrea binecuvântarea adevărului când e pe lângă. E tot pe ideea celui rău. A faptelor nu, ci prin legea credinței, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință fără faptele legii. Citești ceva din Roman 4, de la 1 la 5? Ți-o zici tu acum? Roman 4, de la 1 la 5, zice așa. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Frate, m-am ținut curat, mi-am învățat copiii să meargă pe calea Domnului. Fac ce trebuie. De ce nu-i binecuvântare? De ce tot timpul sunt la limită cu banii și n-am destul? De ce am mașina stricată? De ce chiar acum se întâmplă și asta? Am și boala asta de rinic și aia și nevastă mea bolnavă. Și de ce toate este acum? Că eu urmez calea Domnului și sunt plăcut înaintea Domnului și... N-ați auzit pe mulți vorbind așa? Și eu am fost în situația de nu știu câte ori m-am certat cu Dumnezeu. Credința faptelor, nu? Yeah. Dacă Avram este socotit neprihănit, dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, adică dacă Avram i-a plăcut lui Dumnezeu pentru că a făcut fapte, are cu ce să se laude. Ia, yeah, din gură poate să zică ce vrea. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu merge așa. Eu mă chinui de atâția ani să plac Domnului și nu știu ce și nu știu cum. Omule, n-ai ce căuta înaintea lui Dumnezeu așa. Nu înțelegi. Știu că asta merge împotriva la orice gândire care au avut pocăiții înainte. Dar îmi pare rău pentru ei. Dacă vor să chine înainte și în continuare, succes le doresc. Dar eu le spun adevărul. Înaintea lui Dumnezeu nu au ce căuta așa. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta, faptul că a crezut pe Dumnezeu, aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, adică el face ce trebuie, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Mie îmi datorează Dumnezeu să facă bine, că uite ce bine trăiesc, uite ce curat trăiesc. Pe când celui ce nu lucrează, el nu se chinuie toată ziua să facă, să țină la linie și să nu știu ce. El nu lucrează. Ci doar crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit
Credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Păi frate, stai un pic, ne îndeamnă asta să facem prostii, nici poveste, nici pomenială. Aici e toată șmecheria, că asta nu te îndeamnă să faci prostii. Când am aflat și când am acceptat că-s neprihănit fără să fac eu nimic, să mă chinui să fiu plăcut Domnului, pentru că sunt deja plăcut Domnului când l-am acceptat pe Iisus, m-a scăpat de toate gunoaiele alea. Pur și simplu nu mi-o mai trebuie să fac prostii. Tot dau exemplu ăla cu ăla care a fumat. Că veni la mine și zic că nu se poate lăsa de fumat. Și că fumează ca un pachet și nu știu ce pe zi. Și am zis că eu te sfătuiesc să fumez două pachete pe zi. Eu te sfătuiesc să fumez două pachete pe zi și de fiecare dată când fumez, iei o țigară și zici, eu sunt neprihănit, sunt curat înaintea Domnului, sunt iertat prin jertfa Lui, adicția asta de țigări n-are ce căuta asupra mea, eu sunt neprihănit înaintea Lui. Eu știam ce-i spun și o să ajungem la punctul 5 și o să înțelegeți ce am spus. În 3 zile au venit și au zis că e scârbă de țigări și nimeni trebuie. Știam că acolo ajunge. Ce-i zicea oricine altcineva? Păi lasă-te de fumat. Redu țigările. Eu am zis, nu frate, bagă două pachete. Am zis, bagă două pachete liniștit și la fiecare țigară spune despre tine ce spune Scriptura despre tine. Eu sunt neprihănit. Așa a făcut. Am zis, e nebunie ce-mi zici, știu, că mai ales că era din familie de pocăiți. În psihologie se numește prescripție paradoxală. Nu știu, îi spun ce spune Iisus. Sincer, de psihologie mă lasă rece și mă doare ață la patine. Ok. Adevărul face pe om liber. Nu știu cum numește psihologia, dar sigur psihologia nu merge pe sângele Domnului, ci merge pe altceva. Eu mergeam pe sângele Domnului și pe ce-o zis Iisus. Nu bun. Amin. Vezi ce fain se simte. Pune din urmă. Auzi? Mai sus. Nu pune acolo de parte. Ce? Aici. Aici e bine. Tric-tricou. Hai să... Deci am învățat ce înseamnă, ce îi, ce nu îi. Acum, practic, pe pământ. Ne uităm în Scriptură și Scriptura zice despre noi că suntem o... Deci în fiecare persoană există trei părți. Da? Aveți un trup, un suflet și pentru cei care salvați, un om născut din nou din Duh. Da? Omul născut din Duh e născut din Dumnezeu, cu natura lui Dumnezeu. În el nu e păcat, e perfect, e neprihănit, e sfânt, e holy... Sfânt. Na, bine. Și e născut, și zice Scriptura că e născut și e născut matur, da? Născut din Dumnezeu. Fiul de Dumnezeu. Acum venim la suflet și Scriptura zice că sufletul vine adoptat. Nu e născut din nou. Da? Și când e adoptat, vine cu toate problemele care le-a avut și care le-a primit și le-a acumulat de când ne-am născut pe pământ. Da? Adicțiile, problemele, băutul, înjurând, mințim, una alta, problemele alea sunt tot acolo. Deci oamenii cumva au intrat în gândirea asta că în momentul când ești născut din nou, totul trece. Și după aia prima gafă care o faci, vine condamnarea asta și acuzații că uite ce ai făcut și numai ce te-ai botezat săptămâna trecută și una alta și te bagă în pământ și te zdrobește dușmanul. Da? Dar Scriptura nu zice așa. Zice că sufletul devine schimbat și transformat, adică este un proces care se întâmplă, care îți ia sufletul și îl schimbă să fie exact ca sufletul lui Iisus. Da? Și în momentul când te-ai născut din nou, omul tău de duh, născut din el, e ascuns în Hristos pe tron la partea dreaptă Tatălui, zice Scriptura. Și în schimb, omul lui de duh, Duhul Sfânt, e ascuns în tine. El e în tine și tu ești în el. Asta, legătura asta te face unul și te face unul cu el. Una. Da? Una. Te face una cu el. Da? Și legătura asta. Dacă noi am fi... Na, bine.
Deci, ne mai uităm prin Scriptură și cuvântul viață e tradus în limba greacă în trei cuvinte diferite. În limba română și în limba engleză este tradus doar un singur cuvânt viață. Un cuvânt e bios, care e viața biologică, da? Și viața aia aparține trupului, da? Și viața asta după 80-90 de ani trece. Moare. Sufletul, și sufletul are o sursă de viață. Și sursa ei e psyche. Da? Psychology. Da. Studia sufletului, psihic. Și după aia este un alt cuvânt care zice Zoe, care e viața veșnică, care e viața lui Dumnezeu, sursa de viață a lui omul nou. Da? Problema e, când ne-am născut în lume, a murit. Păcatul a intrat în psyche, în viața sufletească și l-a corupt. Și de când ne-am născut pe pământ, trăim din viața asta și ne hrănim din viața asta sufletească, care e coruptă de păcat. Da? Deci dacă mă duc afară la un copac și pun apă cu o travă în el, ce se întâmplă la copac? Moare. Dacă pun apă pură, ce se întâmplă? Crește, e viu și produce rod. Faptul că facem păcate, nu de aia suntem păcătoși. Adevărul e că ne-am născut cu natura de păcat în noi, corupți, și de aia facem păcate. Un leu are natură de leu, nu are natură de maimuță. Într-o zi, leu se urcă în copac și mănâncă numai banane. Așa nu se întâmplă. Pentru că nu e natura lui. E de leu. Se duce la vânăt, mănâncă carne. Omoară. Asta e natura lui și ce natura lui îi așa face. Noi ca oameni avem natura asta de păcat în noi. Și e normal că tot ce facem e ce natura ne zice. Ne uităm la The Last of the Eyes, The Last of the Flesh. Pofta ochilor. Lăudăm și la vieții. Pofta da. Așa. Natura noastră aici pe pământ. Da? Dar acum ne-am născut din nou. Avem o a treia parte. Omul de duh, care e născut din nou, perfect. Neprihănit. Și ce se întâmplă? Un proces începe să se întâmple la suflet, prin Duhul Sfânt, dinăuntru, începe să înghită sufletul. Da? Exact cum zice Scriptura că lumina înghite întunericul, exact așa omul nostru de Duh, în lucrare cu Duhul Sfânt și cu Iisus, începe să înghite sufletul. Să înghite viața psyche și să să transforme în Zoe, care e viața lui. Așa umblăm în Duh. Da? Dar mai e o chestie, că omul vechi încă e tot acolo. Chiar că e mort, dar tot există. Și Satan a judecat și e mort, dar tot există. Moartea există. Înțelegeți? Omul vechi și că e mort, tot acolo e. Și ce se întâmplă? Ei, noi ne aflăm într-o poziție, că tot tragem din una în alta. Da? Zice că firea omânească se luptă cu Duhul. Cu Duhul și Duhul cu firea. Pentru ce se luptă? Pentru suflet. Pentru că la sufletul tău îi trebuie o identitate. Îi trebuie o sursă de viață. Da? Ori e asta moartă, care produce numai moarte, sau e asta vie de Duh, care produce rod de Duh. Și ne aflăm în poziția asta, aici în mijloc, tras dintr-o parte în alta. Pentru că nu înțelegem adevărul. Da? Pentru că nu ne-am dat seama că suntem o creație nouă și avem o altă sursă de viață pe care putem să ne hrănim din ea. Da? Și ce... Omul de duh e neprihănit, sufletul nu. Sufletul trebuie să fie. Cum? Exact ca Avram. Da, îs. Când Dumnezeu zice, ești o făptură nouă, ești fiul meu, ești binecuvântat, ce trebuie să facă sufletul să fie neprihănit? Da, cred.
Și în momentul ăsta când zici da, cred, ceva se întâmplă. Legătura dintre duh și suflet e established. Se stabilește, da? Ne gândim la un pai, da? Torni apa și când paiul e drept, curge. Când îndoi paiul, se oprește. Dacă legătura dintre duh și suflet e oprită, frântă, nimica nu se întâmplă la suflet. Și sufletul, by default, natural, se hrănește pe ăsta, din asta veche. Da? Și ce e poziția noastră de a fi neprihănit? E poziția asta de a alinia cine suntem noi în duh cu cine suntem pe pământ. Și în momentul când zici, da, sunt, da, cred, să vezi că viața veșnică dinăuntru vine și te schimbă. Și natura veche îi înghițită și trece. Nu mai faci păcat, nu mai ai simțuri, nevoi, nu te mai lași sub, nu mai ai adicții, pentru că pur și simplu viața veșnică le topește și le distruge. Da? E foarte ușor, e foarte simplu. Un copil mic, de 2 ani sau un an, nu face păcate. De ce? Pentru că nu știe cum. În natura lui, deja păcatul încă n-a intrat. Da, după vreo 2-3 ani, dintr-o dată îți dai seama că nu vreau, mai bate, mai strigă, mai face una alta, pentru că deja natura de păcat a început să intre și să-l schimbe. Da? Dar vă uitați la un bebeluș și vă uitați în ochii lui și pur. Nu vezi un mincinos, un hoț. Pentru că nu e. Natura aia nu-i în el. Și la fel, Domnul din nou ne duce, dar nu poți să intri în împărăția fără să fii ca un copil mic. Deci Domnul vrea să ne ducă înapoi în starea asta a fi fără natura de păcat. E posibil. Stăm aici și vă spunem că e posibil. Din unde am fost, de unde m-a dus Domnul și unde îs acum, nici nu ți-ai dat seama. Complet diferit. Droguri, heroină, cocaină, fornication, curvie, nici, e o listă mare. Toate-s duse. Și nu mă mai lupt. Nu mai am tentații, nici nu-mi vine gândirea. Și când mă gândesc în spate, parcă e o persoană diferită. Și adevărul îi că e o persoană diferită. E omul meu vechi. Și în momentul când îți dai seama, începe procesul ăsta pe suflet să fie schimbat și transformat și Iisus se manifestă în el prin Duhul Sfânt. Dar mai vine Satana. Și scopul lui, și să știți că Satana întotdeauna vine din afară. Duhul Sfânt lucră dinăuntru și Satana vine prin din afară. Cu șoapte, cu gândiri, cu pofte, cu ce vezi cu ochii, cu ce simți. Și tot scopul lui îi să te facă să te identifici cu omul vechi. Pentru că pe omul vechi el deja l-a stăpânit. Și sub piciorul lui Satana. Și când ești aici, să știi că te aruncă și te bate și îți dă boli una după alta până când te bagă în pământ. Și toată chestia lui e să te păcălească și să cumva să-ți aducă identitatea înapoi în omul vechi. Adevărul e că suntem o creație nouă și identitatea noastră trebuie să fie întotdeauna aici. Nu contează că ai făcut o gafă sau te-ai scăpat. Zice că omul neprihănit și dacă cade de 7 ori, întotdeauna se ridică. Asta e pocăința adevărată. A trece din creația veche în creația nouă. Pentru că n-ai cum să scapi de păcat în creația veche. N-ai cum. Și nici n-ai putere, că puterea ta vine din Hristos. Toată chestia e adevărul, a crede și a fi neprihănit și zic da. Chiar că am făcut prostia asta. Dar nu eu am făcut, ci creația asta veche. Și să știți, fraților, că când trecem în rai, păcatul nu vine cu noi. E simplu. Nu vă îngrijorați de păcat. Pentru că în frica de păcat acolo e toată puterea. În momentul când ți-e frică de păcat, să știi că exact așa se întâmplă.
Exact la Iov. Zice Iov, exact cum mi-a fost frică, așa mi s-a întâmplat. Ați citit? Păcatul lucră prin frică. Nu îl băgați în seamă. Bine, sunt multe părți din suflet care deja, deci încă nu schimbate, dar vă spun sincer, în timp, cu timp, Domnul le schimbă. Am încercat de ani și exact ca Claudiu, m-am născut în familie de pocăiți și m-am dus la biserică, jucam la fanfară și tot încercam, aveam probleme, făceam păcate și tot încercam și tot picam. Și relația mea cu... N-am avut o relație cu Dumnezeu, n-am știut nimic. Numai ce mi-au zis părinții și bunicii și alți oameni și oameni de la Amvon, că Domnul e așa și așa și să nu faci păcate și când păcătuiești îți dă peste cap și te judecă și una alta. Și am ajuns la un moment unde n-am mai putut. Am zis, e clar că nu pot să mă opresc cu păcatul ăsta. Și în loc să mă ajute Dumnezeu, îmi și dă peste cap. Și toți oamenii ăștia de la Amvon numai zbiară și mă acuză și ei mă trântejesc. Nu mai vreau. Chestia asta nu vreau. Dacă așa e Dumnezeu, n-am chef de El. Și m-am dus în lume. Istorie scurtă. M-a distrus Satana. Și am ajuns înapoi la momentul ăsta unde am avut o experiență cu Dumnezeul viu. Experiența mea cu El. Și mi s-a dovedit că e real. Și din momentul am zis, tău, cu totul. Ce s-a întâmplat? A început să lucre pe sufletul meu. Aveam probleme cu adicții, cu autoritatea, nu-mi plăcea să ascult la alții, una alta. Și încet și încet a început El să lucre. Și după aia, la un moment, am încercat eu, că am văzut că, oh, man, uite ce fain să curăță și că mă ajută Domnul. Am început să iau eu lucrarea în mâinile mele. Și să fug înainte. Să încerc să nu fac așa. Și să încerc să nu fac așa. Dar eu. Și să știi că nimic nu a lucrat. Pentru că, fără El, nu poți să faci nimic. Dacă nu El îngăduie, să știi că ajungi cu fața în pământ. O să pici. Și e ok. Te pocăiești, te întorci. Ok, Doamne, cum vrei Tu? Ce zici? Aici... Pe asta lucrăm. Și Domnul, să știi că Domnul nu-i apăsat de timp. Singurul apăsat de timp e Satana. Pentru că e deja judecat și timpul lui e scurt. Dumnezeu are tot timpul. Uh-huh. Și vă spun sincer că înainte să intrăm în rai, vom trece prin un foc. Și tot ce nu aparține lui, tot ce-i lemn și paie, va fi ars. Orice adicție ai când mori, să știi că va fi ars. Nu intră păcatul în rai. De ce vreau... De purgatoriu? Purgatoriu e când zic, ia ceva. No, deci e purificarea prin foc, zice Scriptura. Și tot ce e prețios. Na. Deci, practic, suntem pe pământ și zi de zi... Frate, nu mă simt neprihănit. Nu... De ce contează cum te simți? Ce au simțurile cu adevărul lui? Ce are lumea spirituală cu lumea fizică? Ce au simțurile tale cu adevărul lui și cu puterea lui? N-au nimic. N-au nicio legătură. Una nu se depinde de alta. Dumnezeu nu se depinde de emoțiile tale. Adevărul lui nu se depinde sau e schimbat din faptul că te simți supărat. Nu, adevărul e că ești neprihănit. Te simți păcătos? Nu contează. El, cum te vede, ești neprihănit. Faptul că tu nu vezi asta, e rău pentru tine. Dar adevărul nu se schimbă. Adevărul nu se schimbă. E foarte interesant că Tatăl nu ne vede așa cum suntem. El ne vede prin sângele lui Iisus. Deja vede toate păcatele iertate. Care au fost, care îs și care vor fi. Când Iisus a murit pentru păcate, a zis că a murit pentru toate păcatele. Nu pentru numai alea care a făcut până în ziua când te-a botezat și după aia astea ți le adaugă.
ține cont în rai și când ajungi acolo îți răsplătește. Nu. Toate. De la început până la sfârșit. Cum e posibil? În aceeași fel cum Domnul e în tot locul deodată. Pentru El nu-i nimic imposibil. Și zice Scriptura că pe El ne-a pus păcatul și l-a pedepsit. Că Satana vine cu gândirea asta că, frate, ai făcut, dar nu meriți tu să fii pedepsit? Dar nu vezi că ai făcut. Meriți. Meriți să fii. Și noi ne gândim că Dumnezeu e fair and just. E corect și drept. Și e normal să fiu pedepsit. Dar adevărul e că deja Iisus a fost pedepsit pentru fiecare păcat care ai făcut, faci și vei face. Fiecare a fost plătit. Pentru că Dumnezeu Tatăl trebuia să fie justificat când zice, da, te iert. Și e îi justificat în acțiunea asta pentru că deja suma a fost plătită, deja datoria a fost plătită în Hristos. De aia zice că ești neprihănit. Pentru că Iisus a fost pedepsit, de aia ai acces la neprihănirea Lui. Prin faptul acela, nu pentru prin ce putem noi să facem. Pentru că dacă puteam să facem ceva, în momentul când îl făceam, eram neprihănit și Iisus nu avea voie să vină. Dacă, zice Pavel, dacă legea lucra, nu aveam nevoie să vină Iisus. Făceam legea și eram salvați, mântuiți. Dar zice că nu lucră, nu există, prin faptele tale nu poți să fii neprihănit. De-aia a venit Iisus și ni le-a dat pe toate. A făcut El treaba pentru noi. Și tot ce depinde de noi e să zicem da, accept. Da, cred că îs neprihănit. Da, cred că El a plătit pentru toate păcatele mele. Și să rămâneți în neprihănirea Lui. Și să vedeți dacă viața voastră și sufletele voastre nu se schimbă. Radical. Vă spun. Shut up. Am zis că mă prinde. Ok, hai că e 12. Ok. Voi sunteți tura a doua la masă, așa e? Da. Oh, da? Oh. Okay. Oricum am întârziat noi când stăteam în baie. Dar nu, lasă, nu. Că plecăm toți la tura a doua. Nu, ideea este că mai doar câteva minute și mai intrăm în întrebări. Ia, doar câteva minute ca să trecem prin ceva foarte practic. Foarte, foarte practic. Punctul 5. Că așa înțelegem, sună super fain, dar trebuie să vedem pe teren cum e treaba. Pe teren, cum e treaba pe teren. Bun? Nu bun. Cum a spus El. Acum eu fac o gafă și imediat zic... Un păcat. Păcat. Că e mare, că mic, nu contează. Gafă, o dau în bară, când zic că o dau în bară, fac o gafă, zic eu, e păcat. Păcat. Deci păcat. Ori te enervezi, ori curvești, ori... Vorbesc de păcate. Nu numai le-am micuț, mi-a scăpat o minciună. Vorbesc de orice păcat. Important, spune. Gafă e fără să-ți dai seama. Nu. Deci, nu. Înțeleg. Nu. Ia. Bine. Acum știu, pentru că suntem obișnuiți să... Știu că suntem obișnuiți, încă o dată. Vreau să distrug un pic gândirea asta. Suntem obișnuiți să clasificăm păcatele pe nu știu câte categorii și vreau să distrugem treaba asta. Atenția și concentrarea lui Iisus nu-i pe păcat. Pentru că l-a distrus odată. Nu-i pe cuțitul ăla de lemn, a scuțit bine, că l-a ars odată. Că eu clasific, că îl pot să bași cu mânerul, să-mi dai una cu coada și să mă... Nu contează. Deci de aia vreau să distrug. Înțeleg ce spuneți. Înțeleg, dar nu. Vreau să distrug aia. Dar bun. Vreau să citim ceva din Roman 7, prima dată. De pe la versetul 14, spune așa. Știm în adevăr, până la versetul 14 explică care-i treaba. Cum am crescut, cum firea pământească a luat viață în mine și cum m-a omorât. Și trebuie să fiu născut din nou. Și de la versetul 14 începe să explice ceva practic. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, pentru că îți arată 50 la oră. E ok să mergi cu 50, că dacă lovești pe unul, nu-l omori. Dacă mergi cu 120 și dacă faci o gafă, te dai peste cap de numai. Ia? Deci legea duhovnicească. Dar eu sunt pământesc vândut rob păcatului. Care parte din mine e partea aia pământească vândută rob păcatului?
Că eu, din câte știu, Iisus a plătit cu preț de sânge pentru mine. Iisus m-a plătit în posesia Lui, orică vreau, orică nu vreau. Încă o dată. El a dat preț scump de sânge pentru mine. Nu mă dă din mână. Că eu sunt căpățânat și nu înțeleg lucrurile și nu vreau. Aia nu schimbă cu nimic adevărul Lui. Eu dacă mă duc și dau 80.000 de euro pe un Mercedes și ies cu el din dealership, am plătit și am talonul și tot ce trebuie la mașină pe numele meu. Dacă vine unul de pe stradă și se ia de mine că e mașina lui, că e din garajul lui și că e același număr, de ce am furat mașina? Eu nu-i dau mașina din mână. Eu nu-i dau mașina din mână. Mă duc el până în pânzele albe, dar nu-i dau mașina. Am plătit bani pe ea. Nu? Iisus nu-i dă diavolului ce al lui. Ne-o plătit cu preț de sânge, ne posedă. Suntem posesia lui, nu a diavolului. Nu știu dacă face puțin sens. Ne-o plătit, nu ne ia nimica din mâna lui. De aia spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cârligul lui pe mine. Cine mă poate despărți de aici? Cine? Nici înălțimea, nici adâncimea, nici moartea, nici viața. Frate, a murit și părea că e în droguri și a murit în s-a unecat cu voma lui. L-a primit pe Iisus. Nimic nu-l desparte de acolo. Nici îngeri, nici puteri. La ce se referă îngeri și puteri? Demon și tot fel de prostii. E plin de duhuri, frate. O pus Iisus mâna pe el sau nu? O pus. Nimic nu-l desparte. Oamenii nu citesc atenți și nu cred atenți. Se duc tot pe gândirea celui rău. De-aia vin cu buldozerul și intrăm în gândirea diavolului, pentru că e o minciună direct din iad. Nimic nu te poate despărți. Dacă noi suntem necredincioși, eu nu mă țin de legământul care am făcut cu el, totuși el rămâne credincios că nu se poate tăgădui singur. El nu-și calcă pe cuvânt. Dacă copilul meu merge și nu mă mai recunoaște ca tată, nu îl face să fie copilul la vecină. E tot copilul meu. În ochii lui Iisus lucrurile sunt foarte clare. Dacă celui mai nensemnat dintre frații mei a făcut aceste lucruri și dacă mergeți să citiți atenți, vorbește de la care face păcate, dacă citim atenți printre rânduri acolo, pentru cei care vor să uite acasă, dacă celui mai nesemnat, când faceți celui mai nensemnat frate al meu, mie mi-ați făcut. Trebuie citit puțin înainte să vă prindeți la ce se referă nensemnat. Când am fost în temniță, nu scrie când am fost în temniță pentru numele Domnului, dacă m-ați vizitat, pe mine m-ați vizitat în temniță. Când am fost gol, gol ce? Gol ce? N-am avut haine? Și în temniță ai haine. Gol ce? Păi gol de neprihănire. Uite, mi se vede toată goliciunea, toată lumea vede ce curvi și prostii fac eu. Mi se vede goliciunea. Când am fost gol, m-ați îmbrăcat. Păi cum tu, Iisuse, tu ai făcut toate curviile alea? Eu am fost una cu El. N-am fost una cu păcatul Lui. Nici poveste. Nici pomenială. Dar una cu El, da. Dacă mâna mea se murdărește, nu mi-o tai jos pentru că e murdară. O spăl. E tot mâna mea. Mâna mea se murdărește, o spăl. E tot mâna mea. Dacă pe un diamant de mare preț îl bași prin toate noroaiele și rahaturile, și nici nu poți să treci la el, că te piși cu ochii de miros. E tot diamant. Ăla e tot diamant. Băgat sub presiune de apă și e tot diamant. Nici miros mai are. Spălat cu soluțiile care trebuie. Nu mai gândim ca diavolul. Gândim ca Iisus, cum pune Iisus problema. Hai să vedem la Pavel. Deci când zic gafă sau păcat, nu contează. E tot rahat și tot e omorât și pe lemn. Și pa. Deci nu contează. Nu bun. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc vândul rob păcatului. În care parte din mine pământească vândul rob? Că din câte știu, el m-a cumpărat cu preț de sânge și m-a scos din împărăția celui rău în împărăția slavei lui. Dacă eu mă duc și cumpăr un rob, că eu stăpân de robi, eu când cumpăr un rob de la alt stăpân și le iau la mine, ăla nu mai dau la stăpânul vechi. Eu l-am cumpărat, e robul meu. Chiar dacă robul fuge, e tot al meu robul. Fuge de la mine că nu-i convine, nu știu ce de mine. Tot robul meu e. Când zice că eu sunt firesc vândut rob păcatului, la ce se referă? Se referă la partea aia veche a mea. Omul cel vechi, care Iisus zice că am fost răstignit împreună cu el, înseamnă că a omorât omul cel vechi. Partea mea veche e vândută rob păcatului. Eu sunt nou. Eu sunt născut din nou. Din nou. Sunt nou înnoit. Cel vechi s-au dus toate lucrurile, s-au făcut noi. Așa. Căci nu știu ce fac. Fac ce nu vreau. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Nu să vedeți acum. Acum, dacă nu fac ce vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Ok. Și dacă și atunci, acum explic o treabă. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta.
Păi cum? Că eu am făcut gafa. Eu am făcut păcatul. Încă o dată. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta. Eu sunt ăla curat și neprihănit și născut din el. Cine face prostia? Că eu am făcut cu mâna mea și eu am vrut cu capul meu, eu m-am dus acolo cu capul meu și conștiința mea. Eu am ales să fac prostia. Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, virgulă, ci păcatul care locuiește în mine. Pavel face o diferență foarte clară și le spune oamenilor, trebuie să vedeți foarte clar lucrurile. Când faci o gafă, nu ești tu. E păcatul care locuiește în firea ta pământească. În momentul în care te vezi una cu păcatul care l-ai făcut, bă, ce prost am fost, bă, ce idiot, bă, ce mincinos, bă, ce curvarăs. În momentul în care te vezi una cu păcatul, n-ai cum să scapi. În momentul în care te vezi, cum ai explicat astăzi, frate, în viața mea te-am auzit, promit. În momentul în care te vezi omul cel vechi, n-ai cum să scapi. Ce spune în Biblie? Firea pământească, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. E o listă doar de gunoi acolo. Curvia, prea curvia, necurăția, șelăciunea, nu știu ce, nu știu ce. E numai listă de lucruri rele. Când mă văd eu una cu firea pământească din mine, când mă văd una, n-am cum să fac altceva decât gunoaie. Paranteză. Dacă eu știu la mine în cap că sunt un porc, orice baltă o întâlnesc, dacă eu sunt conștient că eu sunt un porc, eu sunt, natura mea e porc, orice baltă o întâlnesc, sar în ea. În orice mocir le văd, sar în ea. Dar dacă eu la mine în cap sunt conștient că sunt un om, un domn, care am costum al pe mine și mă respect, eu mă feresc de baltă ca de dracu. Dacă cumva am ajuns și m-a stropit, imediat îmi curăț costumul, că nu e natura mea în baltă și în mocirlă. Dacă noi știm că noi suntem niște păcătoși, frate, izbăviți de Domnul, iertați de Domnul, dar suntem păcătoși. Ce natură am pus peste, ce identitate am pus peste mine? De porc. De identitate de om slab, de lucru slab, de natură păcătoasă, care Iisus a distrus-o deja. Toți oamenii spun, a, ești păcătos, ești nu știu ce, nu mai fac asta, lasă de asta. Man, nu poți să îmbunătățești firea pământească. Faptele ei sunt cunoscute, sunt acestea. Nu apare nici măcar ceva bun în lista aia. Nu îmbunătățim nimic la firea pământească. La firea pământească faci așa. Asta e tot ce-i faci la firea pământească. Firea pământească a venit să o omoare, nu să o îmbunătățească. Să ia capul jos. Și eu zic, voi sunteți o creație nouă, asta veche am omorât-o pe cruce. Ce fac eu acum? Eu când fac o gafă trebuie să văd foarte clar diferența între mine și firea mea pământească. Chiar dacă la mine în cap sună că eu am făcut decizia, eu am vrut să fac pasul, eu am ales prost, eu m-am băgat cu capul meu în rahat. Trebuie să fac diferența, nu am fost eu. Eu n-am nimic de a face cu firea pământească. O, frate, păi asta te îndeamnă la toate prostiile și spui că nu ești tu. Nu? Asta a scris și lui Pavel. Nu e scris în Roman 6, în 7, în 8. Hai să facem prostii, că se mulțească harul. Ce lui este Pavel? N-ați înțeles nimic din ce v-am zis. Nu înțeles nimica. Ei habar n-au că atunci când te vezi separat de păcat și când te vezi tu că ești fire nouă din Dumnezeu și păcatul e păcat, abia atunci scap, de fapt. Abia atunci scap. Când realizezi că tu ești domnul ăla fain, cu costum al pe tine, scap de a fi porc. Când realizezi că tu nu ești ăla. Și Pavel spune, trebuie să fie foarte clar la voi în cap distinția. Atunci, acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc că legea este bună. Și atunci, versetul 17 din Roman 7. Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Dacă s-ar opri aici, apoi eu să la rău. Virgulă, adică în firea mea pământească. Că eu nu sunt firea pământească. Eu nu sunt omul cel vechi. Pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, adică omul meu ce nu vrea, dar n-am puterea. Omul cel vechi se bagă peste. Căci binele pe care vreau să-l fac, omul cel nou, nu-l fac. Omul cel vechi nu-l face. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, omul cel nou vrea să fac, nu vrea să facă răul. Iată ce fac. Firea pământească face răul ăla. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Până oamenii nu fac diferența în capul lor, între întuneric și lumină, o să fie o amestecătură și sunt tot în gunoaie. Prima lucrare care a făcut-o Dumnezeu a fost ca a despărțit lumina de întuneric. Asta a spus, lumina se numește zi, întunericul noapte. Dacă tu faci un păcat și tu crezi că ești tot gunoiul ăla, lucru slab, ești în amestecătură. Nu se face diferență între zi și noapte.
Voi sunteți fii ai luminii, nu ai întunericului. Noi am fost înainte, când ne vedeam numai gunoaie și știam că suntem lucruri slabe și făceam toate faptele astea. De când începi să te vezi în lumină, se schimbă gunoaiele, pleacă de la tine. No, bun. Punctul 5. Punctul 5, practic pe teren. Care-i treaba? Fac o gafă. Ce înseamnă pocăință? Toată lumea spune, păi să te căiești, să spungi păcatul, amarul și nu știu ce. Îmi pare rău să vă spun, dar nu înseamnă aia de nicio culoare. Cum să plâng amarul și să-mi păcăiești pentru ceva care e iertat deja și distrus deja? Pocăință înseamnă întoarcere la 180 de grade din direcția în care mergeai. Mergeam așa, pocăință înseamnă merg așa. Mă duceam încolo, pocăință înseamnă mă duc în partea asta altă. Mă duceam încolo și am făcut gafa și m-am văzut una cu gafa. Ce înseamnă pocăință? Mă despart de gafa aia. Eu nu sunt ăla, n-am nimic de face cu gafa aia. Aia înseamnă pocăință. Nu voi de capul meu ce-am făcut. Dacă mai ai câteva picături de sânge, dă-mi. Dacă mă mai îndur și de data asta, dacă nu știu ce. Aia e până la cruce. Vii, iar tu, gafă, păcat, nu știu ce. Iar ești loc. Te rog, iartă-mă. Tu. Te rog, iartă-mă. Tu. Te rog, iartă-mă. Tu. Nu pentru asta a venit Iisus. Asta făcea legea. O dai în bară, vii cu jertfă. O dai în bară, vii cu jertfă. O dai în bară, vii cu jertfă. Ce jertfă aduc pocăiții acum? Se pun pe genunchi și iarăși plâng amarul. Și iar în sas și cenușă, frate. Tu. Nu mai sunt vrednic să ridic capul înaintea ta. Puh, sunt un om prăpădit, vai de capul meu. Tu. Îți spun la cruce. Crucea nu a venit ca să facă același lucru care a făcut-o legea. Crucea a venit ca să distrugă tot ce a făcut legea. A pus capăt la tot ce a făcut legea și a zis, de acum încolo e viața. Crucea este o trecere la viață. Tu. Vii odată la cruce în viața ta. O singură dată. Și accept toată jertfa lui și tot ce a distrus el. Dar de acum merg în viața de biruință. De acum orice gafă, nu sunt eu omul nou. Trebuie să văd separare la mine în cap. O, frate, te îndeamnă la prostii. Nu, de fapt nu te îndeamnă la prostii. Și asta nu e ce zicem noi, e ce zice Tatăl în Biblie. E plin. De aia am pus toate referințele acolo să le vedeți. Pentru cei care nu credeți, Biblia e liber, e gratis pentru toți. Așa, bun. Acum, practic pe teren, fac o gafă, ce se întâmplă? Mă pocăiesc imediat. O, asta n-are nimic de face cu mine. Eu sunt iertat, eu sunt neprihănit. Vorbesc cu gura peste mine. Vreau să citim niște versete. Vorbesc cu gura peste mine. Zice aici. Zice în Roman 10 cu 10. Spune așa. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Nu prin flotări. Să-ți faci ce trebuie, să placă Domnului și nu știu ce. Nu. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Mântuire înseamnă 7 lucruri. Când mergeți în greacă, mântuit, mântuire. Înseamnă salvat de iad și de păcate. Înseamnă iertat. Nu, salvat, iertat, tot acolo. Înseamnă vindecat. Înseamnă eliberat. Înseamnă făcut prosper. Înseamnă făcut întreg. Când ai fost întreg și lipseau lucruri, te faci întreg. Și încă 2 lucruri care îmi scapă. Dar în fine, cred că am zis suficient. Deci mărturisirea cu gura se ajunge la... Adică fac o gafă și nu pot să scap de fumat, frate. Nu pot să scap de fumat. De-aia am zis la, bagă 2 pachete, frate. Nu te chinui, bagă 2 pachete. Dar spune ce ești. Pentru că știam că în mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. În 3 zile eu scrie scârbă de țigă și nici fumul nu mai poate suporta. Când era fum, zicea că... El care fumea un păcat și nu știu cât pe zi. Din familie de pocăiți tipul. Dar bine s-o dus-l pe cum am fost și noi. Dar omul cel vechi, păi niciodată n-am făcut gafe. Paranteză. Am avut o prietenă înainte de respectiva care să mă căsătoresc în octombrie. O scumpă. Am avut pe cineva înainte. Am luat cu o fată. A fost prietena mea. Mă gândeam să mă căsătoresc, în fine. Fata foarte faină. Dar eu am zis că eu sincer cu ea. Eram după ce am înțeles adevărul. După ce am înțeles adevărul la câteva luni bune. Și am înțeles că sunt neprihănit și știam că sunt neprihănit. Trăiam în neprihănire. Umblam în neprihănire. Știam clar că sunt neprihănit chiar dacă mai făceam câte o gafă. Știam, eu sunt neprihănit. Nu renunțam la neprihănire 1-2. Cine va locui pe muntele tot cel sfânt? Cel ce? Și după aia umblă neprihănire. Și spune adevărul din inimă. No, bun. Adevărul din inimă spune adevărul. Nu spune ce vede pe teren. Că ce vede pe teren e o vrăjală și o minciună. Lucrurile astea, dacă erau reale, trebuia să rămână în veci. Dar Tatăl spune că trebuie să le distrugă, să facă ceva nou. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Lui, ăla e adevărul.
umblă neprihănire și spune adevărul din inimă pe gură. Nu spune minciuni. Na bun. Și povestesc la tipa asta două zile la rând, vreo 8 ore pe zi. Am schimbat 3 restaurante sau 4. Tot povestit cu ea. Și am zis tot ce am făcut eu toată viața mea. Deci vă dați seama. 8 ore pe zi am vorbit continuu eu. Bineînțeles că și-o făcut cruce și așa mai departe. Am candat-o peste cap. Pare rău. Și am început să mă simt iar vinovat pentru lucrurile din trecut. Și mergeam pe casă, spre casă cu mașina. Și ziceam, man, chiar e vina mea pentru tot ce-am făcut rău, toate familiile care le-am distrus în viața mea, care nu vine să cred. Wow, câte prostii am putut face, că atunci, 8 ore pe zi, mi-am adus aminte de toate detaliile de când eram mic. Au avut grijă de diavolul să mi-aduc aminte de chiar de toate. Bineînțeles că își face geaba bun și el. Și începeam să mă simt vinovat și conduceam mașina și eram pe autostradă. Și începeam să mă simt apăsat și, wow, mă, chiar nu vine să cred, wow, toate chestiile astea sunt din vina mea. Și face Duhul Sfânt din vina cui? Am zis, yeah! Pentru că mi-a dus viața înapoi și mi-a zis, tu nu ești vinovat pentru nimic din toate alea. Alea a fost omul cel vechi, Claudiu cel vechi e mort. Tu n-ai făcut nicio gafă. Yes! Mi-a venit viața înapoi, am fost din nou înapoi, pe picioare. Dar atunci, în momentele alea, au început să mă apese diavolul, să mă trag înapoi în identitatea aia veche. Să mă trag înapoi aici, pe când eu eram ăsta nou. Na bun. Deci, ia de aici că n-ai serviciu. Deci, întrebarea vine, n-avem nevoie să ne cerem iertare. Ne-am mai întrebat și în celelalte grupe. Aș vrea să vă spun exact cum lucrează iertarea și de ce ne cerem iertare. Nu-ți ceri iertare să te ierte Domnul din nou. Cer iertare să primească sufletul tău iertarea deja completă. Adică, să vă dau exemplu. Mergi la magazin și te duci la restaurant și mănânci mâncare, da? Și vine nota. Ești dator. Dar n-ai bani. Dar adevărul e că în contul tău deja Iisus ți-a pus 1.000.000 de euro. Și chiar că ai datoria asta, ce faci? Ia datoria și te duci la cont și scoți bani să plătești datoria. Când faci un păcat, intri în lumea morții și să știi că ești dator. Păcatul ăla trebuie să fie plătit în lumea morții cu pedeapsă. Da? Și să știi că Satana abia așteaptă să-ți răsplătească. Deci, când faci un păcat, ești dator. Și de ce îți ceri iertare? Ia-i datoria aia care chiar că ai făcut-o. Chiar că ai furat, chiar că ai mințit, chiar că ai zbierat la nevasta, chiar că ai făcut așa. Și acum te-ai aflat în omul vechi, în lumea morților. Da? Ce faci? Ia-i datoria aia, păcatul ăla, și zici, Doamne, îmi cer iertare, uite și ce se întâmplă. El îți plătește datoria și ai o cale deschisă înapoi în noua creație. Deci încă nu... Deci înainte făceai păcat și erai sub condamnare și blocat. Adică locat? Blocat? Și n-ai avut cum să scapi de moarte și de păcat și de pedeapsă. Dar prin jertfa lui și prin ce a plătit el și prin sângele lui, ai cu ce să plătești datoria, să nu-ți facă niciun efect. De-aia ne cerem iertare, să plătim datoria, să avem acces înapoi în noua creație. Asta e pocăința adevărată. Te greu. Ai conștiința că ești în noua creație. Da. Dreapul ce ar trebui să-ți spune conștiința că tu nu ești datoria. Da. Yeah. Toată lupta e peste suflet. Deci, înapoi în omul vechi, zici, nu, tu ești păcătosul. Atunci, okay. Tu, prin ce ai zis, eu știu că nu sunt acolo, tată, mă întorc, pentru că nu sunt acolo. Atunci, începe, cum zici, Claus, bies, știu. Da. Înțeleg? Și chestia... Tatăl îți dă bucuria că... Da. Deci Satana ce vrea să facă e să ne prindă cu datoria asta, să ne țină captiv în vechea creație. Asta e toată chestia. Bun, deci, practic, punctul 5, suntem aproape gata și începem întrebări. Promitem. Sperăm să promitem. Alt verset. În 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Viața
Când faci păcate și chestia asta, nu-i viață, aia e moarte. Când ești în boală, nu-i viață, aia e moarte. Când ai un cancer și mori în 3 luni, aia nu-i viață, aia e moarte. Când nu poți să mergi drept cu piciorul, aia nu-i viață, aia e moarte. Când ești tot în lipsă și n-ai bani de pâine, aia nu-i viață, aia e moarte. El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dacă eu am 2000 de euro în buzunar și mi-e foame de mor, dacă nu știu că am bani în buzunar, pe teren e ca și cum nu am niciun ban la mine. Dacă am 2000 de euro în buzunar, dar nu știu de ei, pe teren practic e ca și cum nu am bani deloc la mine. Așa e și cu majoritatea creștinilor și pocăiților care cred în Domnul. Le-au dat deja tot ce privește viața și evlavia, dar habar n-au și bate diavolul și dă toți pereții cu ei. Na bun. El ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoașterea. Dacă nu cunoști că le ai, nu le ai. Doar prin cunoaștere le ai. Dacă eu cunosc că am bani, știu că am banii în buzunar, scop banii și mi-au pâine de mă îngrop în pâine de 2000 de euro. Dacă nu știu că am banii, mă apuc de cerșit. Mă duc și lucru la unul pe jumătate de zi să-mi dea mâncare. Bun. Ne-a dăruit tot ce privește 2 Petru 1 cu 3 și 4. Tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a creat, chemat prin slava și puterea lui. Nu, acum vine o chestie faină. Practic, pe teren ce mi-a dat? Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Deci mi-a dat ceva practic. Când mă doare piciorul, mi-a dat ceva practic. Când rănile lui sunt măduit. Ca prin ele, prin făgăduință, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Prin făgăduințele astea scap de probleme. Adică, am luat făgăduința și o rostesc peste mine. A, doare piciorul. Dar asta e minciună de la cel rău, că adevărul este, vorbesc cu gura mea, eu sunt vindecat în rănile lui, boala asta n-are ce căuta, durerea asta n-are ce căuta mine. Prin făgăduințele rostesc și le pun peste mine, la persoana întâi, toate boalele, suferințele au fost asupra lui, Isaia 53. El a luat asupra lui toate, eu nu spun toate boalele, zic toate boalele mele, toate durerile mele au fost peste el. Nu au ce căuta peste mine. El a fost pedepsit pentru mine, eu ce pedeapsă? Cum adică e o pedeapsă? Păi tu te-ai băgat cu genunchiul nu știu ce. Așa și pedeapsa e durerea. Dar și pedeapsa aia a fost luată pe cruce. O fac practică. Eu m-am băgat cu genunchiul și normal să mă doare. Dar și asta a fost luată pe cruce și trebuie să dispară durerea. Păi frate, nu ești corect, serios? Să-i spuneți la Dumnezeu că nu e corect. Că Iisus zice cu Tatăl zice cu gura lui. Na bun. Iacov 3 cu 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Desăvârșirea nu vine la ce faci, ci la ce vorbești. Și poate să-ți țină în frâu tot trupul. De aia am știut că l-aș ține în frâu trupul dacă vorbește. I-am zis, bagă 2 pachete pe zi. Bagă acolo câte poți, frate. Fumează continuu. Dar vorbește cu gura. Știam că de la gură își ține în frâu tot trupul. În 3 zile că nu mai trebuie țigări. Normal că știam că ajunge acolo, pentru că nimica nu calcă pe cuvântul lui. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-ți țină în frâu tot trupul. În Proverbe 18 cu 21 spune așa, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, pe o iubește care din ele? Ori moartea, ori viața. Îi va mânca roadele. Iubești moartea, vorbește lucru rău. Apoi, frate, niciodată nu poți să scapi de prostie. Tot cu asta am probleme. Cum ziceam înainte, meniu cu numele și cu data nașterii am probleme. Nu poți să țin minte. Și îți duci în celălalt dat, păi și normal, că nu le tot uiți. Că asta mărturisești peste tine. Am zis, gata. De acum nu mai zic că numele și data nașterii am probleme, că nu să le țin minte, mă refer. Făceam cunoștință cu 3 oameni și uitam cum îl cheamă pe primul. La interval de 3 secunde, deci 9. Și am început să mărturisesc altceva peste mine. Deci, în puterea limbii, oricine o iubește. Dacă iubesc moarte, vorbesc lucruri rău. Apoi copilul ăsta niciodată nu mă ascultă. Păi iubești din mănânci din roadele ăla, nici nu o să te asculte. Că numai ce ai creat lucrurile alea. Trebuie să mai înțelegem ceva. Noi suntem fii de Dumnezeu. Născuți din El. Știți că diavolul nu poate crea nimica? Știți că nu poate să facă nimica? Știți că El ne-a dat nouă Tatăl, puterea peste orice, să călcăm peste orice șerp și năpârci și nimic nu vă va putea vătăma. Iisus știe clar că diavolul nu te poate atinge deloc. Păi exagerez, uite cât să-ți atingi. Imediat ajungem de ce să atingi. Nu te poate atinge deloc. Ți-o dat putere peste toată puterea celui rău. Nu există nimic să fie peste tine.
Dar diavolul mă minte, cumva ajunge la mintea mea și eu vorbesc treaba aia și o fac în existență. O aduc în existență pentru că eu sunt împărat și născut din Dumnezeu. Și când vorbesc, orică-i prostie, orică-i lucru bun, ajunge în existență. De asta spune, când cereți lucruri, mulțumiți ca și cum le aveți. De ce? Faptul când l-ai cerut, deja se face, se creează. Mulțumește ca și cum îl ai, că deja s-a creat. Pentru aia e versetul acolo. De asta spune aici. Dacă diavolul ajunge la mintea mea, nu contează prin cine și ce și cum și nu știu ce. Dacă bag o minciună la mintea mea și eu vorbesc minciuna aia, aia e ce face diavolul împotriva mea, de fapt. Prin gura mea se folosește și creează lucrul ăla. Că el să mă atingă, n-are cum. Iisus spune că nimic nu te va putea vătăma. Așa ajung o grămadă de probleme peste mea. Pe frate, nu ești dezbrăcat, crăcesc. Nu, succes. Normal că răcești când ești dezbrăcat. Deci ți-ai creat toată treaba aia, din gura ta. Diavolul nu te poate lovi prin faptul că ești dezbrăcat în aer să răcești. Nu te poate lovi. Poți să ești dezbrăcat cât vrei tu în aer rece și nu răcești. Dar când ai rostit treaba aia, că te învăța părinții că ce vrei tu nu contează. De aia vin cu buldozerul și dărâmăm o grămadă de prostii care mi s-au băgat în cap. Nu e natural să răcești. E minciuna diavolului să răcești. Natural e să nu ți se întâmple nimic. O, trebuie să ai înțelepciune, frate. Din câte știu eu în Biblie, el a fost făcut înțelepciune pentru mine, nu creierul meu. Păi trebuie să lucrezi cu înțelepciune, serios? Eu zic să-ți împuși creierul, pentru că ai minciuna celui rău. Și gândește cu gândirea lui Hristos, care depășește creierul. O grămadă de chestii naturale, frate, serios? De unde asta e natural? Asta e minciună. Ci natural nu se vede. Tot ce se vede a fost făcut din ce nu se vede. Deci vorbim adevăr acum, de aia mergem așa tare în credință, pentru că ăsta e adevărul. Și suntem sătui de ani de zile să facă diavolul ce vrea cu noi. Îmi pare rău, dar ajunge. Îi ajunge. E vremea să luăm o stăpânire, ce trebuie să facem, ce trebuie aici. Da, bun. Încă o chestie și îți dau cuvântul. Două. Versete, un verset. Două. De pildă, vorbește acum de, iată și corăbile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți. Totuși, sunt cărmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Hai să ne gândim. Oricât de imensă e corabia aia, pe apă mare, pe ocean nu se vede deloc. Oceanul face cu corabia ce vrea el, la orice oră. Corabia e imensă și vin vânturi iuți și îți aruncă corabia ce știu unde. Zice că direcția care ia corabia de acolo, e dată de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Familia mea e lovită în toate părțile, da? Job-ul meu, business-ul meu e lovit, de nu fac niciun ban să mă ridic jumătate de lună. Nu vorbesc, vai de capul meu, oarecum fac rost de clienți, oarecum... Nu vorbesc asta peste job. Vorbesc, job-ul meu e binecuvântat, job-ul meu o să prospere, job-ul meu o să aibă clienți foarte buni, care plătesc foarte bine, cu minimul de muncă din partea mea. Job-ul meu, în serviciul meu, o să am angajați care plătesc foarte bine, unde nu îți plătiți așa nicăieri. La mine îți plătiți de 2 sau de 3 ori mai mult decât în orice altă parte. Business-ul meu se ridică și business-ul meu va prospera. Vorbesc asta peste corabie. Vorbesc asta peste viață. Nu mă pot lăsa de țigări. Nu vorbesc, vai, cum, oa, Doamne, oare cum să mă las? Oare cum să scap? Nu vorbesc asta peste mine. Vorbesc, eu sunt neprihănit, eu sunt fiul de Dumnezeu, adicțiile n-au nicio stăpânire asupra mea. Și nu știu ce, și nu știu ce. Eu vorbesc adevăr peste mine, nu ce văd pe teren că nu mă pot lăsa de țigări și că nicotina e în sânge. Vorbesc adevăr peste mine. Direcția la corabie se duce din cârmă, după gustul cârmaciului. Direcția la unde o să ajung, o să ajung fără nicio adicție. Pentru că eu țin limba să vorbească același lucru. Dacă e corabia mare, nu face așa pe apă. Nu face stânga imediat. O corabie mică, da, tragi una de mână și... La corabie mare trebuie timp. Pe frate, vorbesc de 2 luni și nu văd nimica. Bă, ești în curbă, stai liniște, ține acolo. Păi, dar nu văd nimica. Bă, ține acolo cârma cum trebuie. Nu spui eu, sunt neprihănit, sunt da, păi nu știu ce se întâmplă, nu mai înțeleg nimica. Că deja e strâmba cârma. Ține cârma cum ai pornit. De asta spune Iisus, cine pune mâna pe plug să nu se uite înapoi, că dacă se uite înapoi nu-i vrednic de mine. Nu că nu ajunge în cer. Dar nu-i vrednic să vadă cum mă manifest eu pe teren. Exact ce am spus, aia se întâmplă. Oricine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Înseamnă că ai pus mâna ții tare, nu vei fi dat de rușine, ci cum o zis el, așa se întâmplă. Ține numai cârma bine. Treaba pe teren e din cârmă. A luat cheile morții și a locuinței morțile. Unde credeți că le-a pus? În limba mea le-a pus. De aceea vorbesc cu limba, pentru că sunt împărat născut din el, se întâmplă pe teren. E super important. Încă un verset din Apocalipsa și dau microfonul fratele nostru. Paul. Acum, Apocalipsa 12 cu 10 și 11.
Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi până înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și acum vorbește de noi. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Asta e treaba care s-a făcut deja și nu ține nimic de mine. De mine ține numai să accept. Să spun da. Partea a doua e a mea. Și prin cuvântul mărturisirii lor. Nu înseamnă că ești pe stradă, spui la tot. Tu știi că Iisus te iubește. Știi că tu... mărturisirea... Nu, mărturisirea ta în camera ta. Mărturisirea ta în mașină, nu te aude nimeni. Ce vorbești tu despre tine? Ce vorbești tu peste tine? Aia e mărturisirea mea. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta e punctul 3 care tot de mine ține, să nu-mi iubesc viața. Cum știu dacă îmi iubesc viața încă? E super simplu. Dacă există ceva în mine care Iisus îmi cere acum și eu nu pot să las, încă îmi iubesc viața. Asta e cel mai bun test. Dacă Iisus vine și îți ia ceva, îți cere ceva și nu poți să lași, încă îți iubești viața. De exemplu. De exemplu, zice că nu mai vreau să faci nu știu ce de, în ziua de marți, de la 2 la nu știu ce, că eu am un program, că mi-e place să mă duc nu știu unde. Și zic, ok, cum să nu iau? Nu mai fac nimic în perioada aia. Sau, ce să zic, de ce ți-i legată inima cel mai tare? Acolo îți dai seama că încă e cărlig. De exemplu, un serviciu în care crești foarte bine. Ia, yeah, exact. Hristos ți-l ia ca să îți arate să de el un serviciu. Cum a fost mai... În care ți se pare că nu câștigi bine, dar de fapt câștigi mai mult. Adică tu ai încredere în tine că serviciul ăla te ține pe tine. Bine. Yeah. Deci dacă e ceva în mine care Iisus îmi cere, orice ceva care fac, orice ceva care vreau, orice ceva care... Dacă El îmi cere, pentru că El nu vrea să fim legați de pământ cu nimic. Doar El. No, bun. Cam asta e ce vreau să... Amin? Cam asta e ce am vrut să spunem. Na, mă numesc Claudiu și Paul.